O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe păstorul Emanuel Țundrea, cu mesajul intitulat Daruri de la părinți, bunici, străbunici, inspirat din Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 23. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Ezrom. Ezrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci de la Avraam până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Nu cred că genetica secolului 20 a scos în evidență acest mare adevăr. Că urmașii, copiii, nepoții, seamănă cu generațiile anterioare. Pentru că este un lucru observabil și știut din toată istoria, așa încât în Israel deja exista un proverb care spunea ceva de genul: părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții, dacă citiți în Ezechiel. Cum de s-a născut acest proverb? Pentru că semănau atât de bine și se transmitea. Noi transmitem copiilor noștri nu numai aspectul fizic, ci și un fel de a fi, un temperament. Dacă te uiți la un copil, la unui sportiv, toată lumea așteaptă ca și acel copil să fie bun sportiv. Dacă cineva are voce bună, dacă o fată e gospodină bună, imediat te întrebi cu cine seamănă, de unde a moștenit, de unde a învățat. Pentru că de la părinții noștri nu moștenim numai aspectul fizic, ci și fel de a fi și temperament. Am întâlnit pe cineva care îi sare țandăra foarte repede, foarte nervos, foarte... Și am discutat cu el și am spus: măi, ce rost are să... Calmează-te, liniștește-te. Știți care a fost răspunsul? Dar așa sunt eu. Și taică-mi era tot așa, nervos. Și se scuza cu faptul că din familie a luat acel fel de a fi. Acum, dacă noi moștenim, și lucrul care cred că îl puteți observa este că nu neapărat semănăm extraordinar cu părinții noștri, dar semănăm fenomenal cu bunicii noștri. Dacă preluăm fel de a fi și temperament de la părinți, de la bunici, de la străbunici, dacă ni se transmit acest fel de a fi, chiar și slăbiciuni sau puncte tari, de la generațiile anterioare, nu credeți că ar fi extraordinar de important să ne cunoaștem istoria? Câți dintre dumneavoastră vă cunoașteți arborele genealogic? Așa măcar vreo 20 de generații. Nimeni. Dar ar fi important să știm dacă am aceleași rădăcini cu Mihai Viteazu sau cu Ceaușescu. Nu? Câți știți măcar 5 generații din care au fost? Noi venim încărcați cu atâta istorie și ar fi extraordinar să ne putem cunoaște. Ei bine, Domnul Iisus s-a născut în poporul evreu, un popor care a păstrat arhivele genealogice cu o strictețe extraordinară. Până în ziua de astăzi, foarte mulți locuitori ai Israelului știu din ce seminție se trag, știu din ce chiar linie genealogică vin. Pentru că a fost un popor, a plecat spre linii genealogice și în Scriptură avem cărți care rețin foarte multe nume. Ce ai simți dacă ai fi tânăr, adolescent, și părinții ți-ar aduce în dar un tablou în care ți-ai vedea linia genealogică și ai descoperi enorm de multe pete, de lucruri de care să-ți fie rușine? Matei ține să ne prezinte arborele genealogic al Domnului Iisus. De câteva ori ne prezintă tot timpul capii de familie care au născut fiul și ne indică doar fiul pe linia căruia s-a născut Domnul Iisus, dar din loc în loc face o mică observație, ne prezintă și mama sau ne subliniază ceva legat de acel personaj. În prima parte aș vrea să observăm câteva din aceste pete. Versetul 3, numai a patra generație de la chemarea lui Avram, spune așa: Iuda l-a născut, și în cazul lui Iuda ne sunt dați doi. Până acum erau tot câte un fiu, acum apar doi, Fares și Zara, și ne este dat o explicație din Tamar. O mare tragedie pe care a cunoscut-o familia lui Iacov. Iacov a fost unul din oamenii care au adâncit păcatele părinților lui. Chiar a purtat numele de mincinos, înșelător, Iacov, ăsta era numele. A fost mai mult omul care a gândit poligamia în familia lui și a luat două neveste și a mai luat două țiitoare, și copiii lui au crescut cu ideea pe care o au mulți și astăzi. Păi, dacă tata a procedat așa. Însă Iuda adâncește acest păcat într-un mod mult mai rușinos. Pe când era deja la o vârstă destul de mare, era om matur, trecut prin viață, avea deja fii care se căsătoriseră. Unul din acești fii s-a căsătorit cu o fată numită Tamar. O fată bună de altfel.
Dar fiul lui Iuda a fost atât de rău, încât l-a mâniat pe Dumnezeu și Dumnezeu a decis să ia viața. Și conform tradiției evreiești, fratele trebuia să ridice numele fratelui lui. Așa că Tamara a fost dată fratelui lui, iar fratele lui a făcut ceva și mai rușinos și Dumnezeu a decis și lui să-i pună capăt zilelor. Și Tamar este la a doua văduvie care trăiește această dramă, dar decide să rămână curată, așteptând să-i se dea al treilea frate, dar care mai avea de crescut până la vremea însurătorii. Așteaptă Tamar în curăție, însă când trec ani de zile și aștepți și vezi că Dumnezeu nu-ți răspunde, așteptarea devine extraordinar de grea. Și Tamar ia o decizie de multă rușine familiei. Asta coroborat cu o slăbiciune pe care o cunoștea la socrul ei. Socrul ei vine în zonă, la tunsul oilor, și Tamar se deghizează în prostituată. Socrul ei cade în plasă, se culcă cu ea și dintr-un socru cu o noră, aceasta rămâne însărcinată. Rușine îngrozitoare! Poate că în generația noastră ai mai auzit asemenea orgii, asemenea lucruri urâte, dar în vremea aceea era o rușine groaznică. Iuda, când află așa ceva, decide să fie arsă, să fie omorâtă Tamar. Până în momentul în care trăiește un șoc, află că el este cel care a comis. A încercat să ascundă acest păcat, a încercat să-l înmormânteze, a încercat să nu se mai afle. Au trecut câteva luni în care Iuda a stat liniștit. Dar Dumnezeu scoate la iveală și în familia Domnului Iisus rămân următoarele pete. Niște oameni mincinoși, niște oameni care atunci când păcătuiesc tind imediat să-și ascundă păcatul, niște oameni cu o slăbiciune deosebită spre curvie și care nu pot să aștepte sau când așteptarea e prea lungă, ajung să cedeze presiunii poftelor păcatului. Și Tamar reprezintă această istorie din familia Domnului Iisus. Dar lucrurile continuă și strănepoata lui Tamar și a lui Iuda, ascultați cine este, cu cine se căsătorește. Salmon, versetul 5, l-a născut pe Boaz din Rahav. O pată și mai îngrozitoare. Măcar Tamar a avut o cădere, socrul ei a avut o slăbiciune, dar Tamar n-a fost o prostituată. Tamar n-a fost o femeie care să fi păcătuit cu alții, să fi fost genul acesta. Ea a vrut să-și atingă un scop și a comis-o o singură dată și gata. Rahav de data asta. Două lucruri aș sublinia. În primul rând, făcea parte din poporul cananit. Ei bine, din acest popor, dacă ai cunoaște o asemenea familie, un asemenea popor, ți-ai dat copilul să-și ia soție de acolo? Ai suporta să vezi că de acolo îți vine cineva în familie? Dar mai mult, Rahav n-a fost doar o locuitoare simplă a acestui popor. Acest popor desfrânat, fără limite, așa îl descrie Dumnezeu, din acest popor vine Rahav, care era de meserie prostituată. Îngrozitor! Asta este familia în care s-a născut Domnul Iisus. Această femeie nu numai că era dintr-un popor decăzut, dar ea era printre liderii, printre cei cunoscută în oraș. Liderii din Ierihon o știau, îi cunoșteau casa, îi știau viața. Era una care a adus rușinea la maxim. Ei bine, o asemenea străbunică își citește Domnul Iisus în moștenirea, în trupul, în truparea pe care a luat-o pe acest pământ. Mai departe, spune, Salmon l-a născut pe Boaz din Rahav, Boaz l-a născut pe Obed din Rut. Nu am cuvinte atât de grave despre Rut. Rut a fost un suflet deosebit. Dar aș vrea să observați că nici Rut nu era din poporul ales. Rut era o moabită. Vă dați seama în ce situație a fost Boaz în acel moment? Boaz avea ca mamă pe Rahav. Și acum se căsătorește cu o moabită. Și Domnul Iisus, care și-ar fi dorit să-și facă un nume în poporul evreu, ar fi putut să fie scuipat de ceilalți. Pentru că la urma urmei, sângele de evreu era atât de puțin. La un moment dat în istorie, mame, nore, fiice, surori, toate au fost din alte popoare. Numai tatăl a fost evreu.
Și asta a fost istoria lui. Și penultima, care este menționată în versetul următor, versetul 6, ne se spune că Isai l-a născut pe împăratul David și aici parcă răsufli ușurat și zici, wow! Parcă eu în locul Domnului să aș zice, în sfârșit ceva încurajator. În sfârșit, fac parte din familia lui David. Iată un om după inima lui Dumnezeu, un om care l-a încântat pe Dumnezeu, un om binecuvântat de Dumnezeu, un om prin care Dumnezeu a adus o trezire spirituală extraordinară în popor, un om cu un caracter deosebit, un om pe care Dumnezeu îl numește om după inima mea. Dar nu te bucuri prea mult, pentru că după următoarea virgulă, spune așa, împăratul David l-a născut pe Solomon din văduva Urie. A fost probabil, deși n-a fost atât de urât ca și în cazul lui Tamar sau ca și în cazul lui Rahav, ca și rușine, totuși la nivel de țară și la nivel de familie, experiența păcatului David cu Batșeba a fost probabil cea mai mare rușine pe care a trăit-o familia lor. Pentru că în David Dumnezeu a investit atât de mult, i-a dat pace, i-a dat un tron extraordinar, i-a făcut parte de atâtea binecuvântări, i-a promis că din urmașii lui vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel și din el va veni Mesia. Extraordinar ce har a avut David. Și parcă îți imaginezi, Dumnezeu îl numește un vas special și parcă îmi imaginez cum a creat Dumnezeu acest vas de cinste, om după inima lui Dumnezeu, a lui David. Până într-o zi când acest vas pur și simplu s-a spart și în fața întregului Israel o rușine îngrozitoare. Le-am subliniat numai pe cele pe care ni le subliniază și Matei, însă dacă am luat fiecare personaj și să vedeți păcatele lui Avram, păcatele lui Isaac, păcatele lui Iacov, păcatele fiecăruia din împărații lui Iuda care s-au îndepărtat de Dumnezeu, îți dai seama ce moștenire de slăbiciuni către păcat, de cădere, de câte pete a adunat această familie și s-a întrupat cu ele Domnul Iisus. E foarte greu să ai un trecut pătat. Toți cei care aveți un trecut pătat, care ați adunat regrete, îmi puteți confirma că este foarte greu să trăiești cu un trecut pătat. Poate ai exact aceleași pete ca și cele subliniate, poate altele. Poate ai aflat că tatăl tău a fost un mincinos sau descoperi că este un mincinos. Poate afli că tatăl tău este un hoț. Ai aflat că a fost prins, l-a furat. Sau că e un om necinstit. Sunt pete pe care le porți și e extraordinar de greu pentru generația următoare. Poate chiar tu ești printre cei care ți-ai pătat viața și ai adunat și vei lăsa moștenire câteva din aceste pete celorlalți. Lucrul pe care aș vrea să-l afirm este că Domnul Iisus este singurul care poate să șteargă toate petele din viața ta. Ascultați, după o listă lungă de oameni pătați, de oameni păcătoși, de oameni care au transmis genetic Domnului Iisus extraordinar de multe păcate, spune așa, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. De ce Iisus? Pentru că el va mântui pe poporul lui de petele sale, de păcatele sale, de tot ce a fost murdar. El poate să te mântuiască. Dragul meu, nu purta aceste pete, nu continua să le ții în tine. Este o ocazie extraordinară să vii la Domnul Iisus și să înțelegi că El poate. Și doar El, doar sângele Lui, poate pentru o veșnicie să acopere aceste pete, aceste păcate și să te elibereze de ele. Nu purta acest trecut, pentru că nu poți să-l duci. Sau îl vei duce și te vei zdrobi, vei cădea și tu, sunt slăbiciuni, pofte la care nu vei rezista. Nu purta trecutul păcătos în tine, adu-l înaintea Domnului Iisus. În al doilea aspect, Domnul Iisus poate să șteargă toate piedicile din viața ta. Ce nu mai puteți schimba în viață? Care ar fi unul din lucrurile pe care nu le puteți schimba? Îl vedeți ca o piedică în înaintare, în idealuri, în planuri pe care le aveți în procesul de sfințire și nu le puteți schimba. Materialul genetic nu mai poate fi schimbat. Culoarea pielii, pistruii, înălțimea,
Sunt lucruri pe care nu le pot schimba. Kilogramele poate pot varia, puțin, dar și acolo e destul de bine prezis. Temperamentul, dincolo de aspectul fizic, nu prea poți să-l schimbi. Trebuie să porți lucruri care par o piedică extraordinară. Care sunt slăbiciunile pe care le-ai moștenit? Și care poate le vezi ca o piedică în idealurile, în afirmarea, în ce ți-ai dori să ajungi sau să fii înaintea lui Dumnezeu. Cred că unul din lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat ca o temă extraordinară pe acest pământ este să ne educăm poftele, să ne disciplinăm poftele pe care le avem. Copiilor noștri trebuie să li se spună nu din când în când. Copiii noștri trebuie să înțeleagă că nu orice poftă se satisface imediat. De ce? Pentru că ne dorim să crească învățând să-și se înfrâneze. Învățând să-și înfrâneze poftele ca la vârsta adolescenței, când poftele sunt și mai mari, când ispitele sunt și mai puternice, el să aibă deja exercițiul de a se înfrâna și de a aștepta momentul în care Dumnezeu îi dă împlinirea poftelor. Care sunt câteva din aceste slăbiciuni pe care le vezi în viața ta ca o piedică în sfințirea ta, în curăția ta înaintea lui Dumnezeu, în a-ți pune în valoare darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu? Un lucru care m-a îndurerat foarte mult în ceea ce am citit din biografia Domnului Iisus este versetul 11. Acolo este din nou o observație și spune așa: Iosia l-a născut pe Iehonia, sau, avem jos explicația, împăratul Ioachim și frații lui, pe vremea strămutării în Babilon. Cine a fost acest Ioachim? A fost unul din împărații din Israel cei mai decăzuți, moral, spiritual, omul care în timpul domniei lui Dumnezeu a spus: până aici, stop, păcatele poporului au atins maximum, e timpul ca și Iuda să fie luată, invadată și dusă sclavă în Babilon. Și ascultați, vă rog, ce ni s-a spus despre acest Ioachim. Ieremia, unul din contemporanii acestui împărat, ne aduce cuvântul lui Dumnezeu pentru acest împărat. Ieremia 22, de la versetul 15, spune așa: Împărat ești tu oare de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el, și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul. Dar tu, despre Ioachim, n-ai ochi și inimă decât să te dedai la lăcomie, ca să verși sânge nevinovat și să întrebuințezi asuprire și sârnicie. De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Nu-l vor plânge, zicând: vai, fratele meu, vai, sora mea. Nici nu-l vor plânge, zicând: vai, Doamne, vai, măria sa. Ci va fi înmormântat ca un măgar. Va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului. Și vă rog, urmăriți de la versetul 24. Pe viața mea, zice Domnul, că și dacă Iehonia, fiul lui Ioachim, fiul acestui băiat, împăratul lui Iuda, ar fi un inel pecetluit în mâna mea cea dreaptă, te-aș scoate de acolo. Te voi da în mâinile celor ce vor să-ți ia viața, în mâinile celor înaintea cărora tremuri, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în mâinile haldeilor. Te voi arunca pe tine și pe mamă ta care te-a născut într-o altă țară unde nu v-ați născut și acolo veți muri. Dar în țara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce. Este un vas disprețuit, sfărâmat acest Iehonia. Este el un lucru căruia nu-i dai niciun preț? Pentru ce sunt aruncați oare el și sămânța lui, atenție, și sămânța lui, și a zvârliți într-o țară pe care nu o cunosc? Țară, 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 ascultă glasul Domnului, așa vorbește Domnul. Și aici profeția pentru Ioachim și toți urmașii lui. Scrieți-l pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie a lui David și să domnească peste Iuda. Ce condamnare a putut să aducă acest împărat asupra familiei lui și a generației următoare? În veci de veci, nimeni din urmașii lui nu vor mai putea să șadă pe scaunul de domnie a lui David și nu vor mai împărăți peste Iuda. Și în locul Domnului Iisus aș fi spus: Doamne, de ce m-ai lăsat să mă nasc într-o asemenea familie? Nu ai un plan extraordinar cu mine?
Nu vrei ca eu să fiu împăratul care vin din linia genealogică a lui David? Și David l-a născut pe Solomon și eu vin din linia lui Solomon, a tuturor acestor împărați. Ce piedică mi-ai pus, Doamne, în acest străbunic al meu. Dar lucrul care m-a impresionat foarte mult a fost felul în care evanghelistul Luca ne prezintă genealogia Domnului Iisus. Și dacă întoarceți la Luca, capitolul 3, veți observa un lucru foarte interesant. De la versetul 23, Luca merge invers de la Domnul Iisus, dar nu merge pe linia genealogică a tatălui, a lui Iosif, a lui Iacov, ci pe linia genealogică din partea mamei. Și urmărind de această linie genealogică, în versetul 31 aflăm următorul lucru. Că este fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David. Pe linia tatălui, Domnul Iisus a moștenit o piedică incredibilă în ridicarea lui ca și împărat al poporului. În veci de veci, urmașii lui Ioachim nu mai aveau dreptul la tron. Dar pe linia mamei, și vă rog să întoarceți la 1 Cronici, capitolul 3, versetul 5, spune: iată cei ce i s-au născut lui David la Ierusalim, Shimea, Șobab, Natan și Solomon. Sunt puși exact în ordine inversă, 4 cu Batșeba, fata lui Amiel. Deci din Batșeba, întâiul născut a fost Solomon, următorul Natan. Urmăriți genealogia pe care ne-o arată Luca. Maria era o descendentă a lui Natan. Deci dacă linia genealogică a lui Ioachim a fost blestemată și nu mai avea dreptul la tron, următorul fiu al lui David era cel care în mod normal moștenea acest tron. Și urmăriți extraordinar felul în care Dumnezeu, după generații, a pus împreună acești doi oameni. Unul din linia regală oficială, care ar fi trebuit să fie la tron conform a ceea ce a dictat David, Solomon și toți ceilalți, și anume Iosif. Dar Iosif de acum nu mai avea dreptul să șadă pe tron. Dar căsătorindu-se cu Maria, Maria era fată, nu putea, fiul lor putea să moștenească tronul. Domnul Iisus poate să înlăture și cele mai grele piedici cu care probabil te-ai născut sau pe care le ai în viață. Și va veni o zi în care toate piedicele pe care le ai vor fi înlăturate. Ce demonstrează însă familia Domnului Iisus este că petele, păcatele și piedicele pot fi înlăturate. Și închei spunând că Domnul Iisus împlinește toate promisiunile. Versetul 22 ne spune: toate aceste lucruri prezentate până acum s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, și ne este dată profeția care se împlinește. Dacă moștenim atâta material genetic și slăbiciuni și temperamente și fel de a fi de la bunicii și străbunicii noștri, aș vrea să observați în Domnul Iisus, atunci când te naști din nou, atunci când nu te naști din voia firii vreunui om ca să-i moștenești firea lui, atunci când te naști din Dumnezeu și moștenești firea lui Dumnezeu, ești din Dumnezeu, toate petele sunt îndepărtate, toate piedicile sunt îndepărtate, poți să ajungi un om desăvârșit și lucrarea frumoasă pe care Dumnezeu a început-o în tine o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și prin puterea Domnului Iisus, care este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi și atunci când suntem ispitiți, Dumnezeu este cu noi și atunci când suntem în suferință și atunci când ne este greu. Acest Dumnezeu Emanuel, care sigur este cu noi, va înlătura orice piedică și vei putea să-ți trăiești sfințenia. Amin. L-ați urmărit pe Emanuel Țundrea cu mesajul intitulat Daruri de la părinți, bunici și străbunici. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.